Să vă explicăm, dacă sunteți interesați sau doar să vă povestim, ce presupune meseria de jurnalist, cât timp îți ocupă toată ziua. Este o meserie frumoasă și dacă ai microbul, cum spune toată lumea, îți intră în sânge și nu te mai poți lăsa de ea. Eu lucrez în presă de aproape 15 ani. La început mi-a fost greu, dar treptat, de fapt, mereu spuneam că o să mă las, așa nu mai merge, dar nu m-am lăsat și așa a trecut timpul. Am lucrat prima dată în radio, apoi am lucrat și în televiziune, mai puțin, pentru că nu mi-a plăcut, iar acum lucrez la ziar. Și pe învățământ de 4 ani și ceva. Am mai scris uneori și despre voi, despre unele activități pe care le-ați avut la școală. Domeniul meu este învățământul, după cum vă spuneam. Nu e foarte dificil ceea ce fac eu. Munca mea zi de zi este să adun știrile de pe domeniul acesta, adică inspectorat școlar sau unități de învățământ, și apoi să le duc la ziar și să încerc să transcriu ceea ce am preluat. Nu știu, de la un elev, de exemplu, auzi o chestie că s-au bătut doi copii la o școală. Nu neapărat o să vină domnul director ca să-mi spună că s-a întâmplat acest incident. Eu preiau de la surse, cum spunem noi, și apoi verificăm informația. Sunăm la director, la, nu știu, un anumit profesor, un alt elev, venim la școală, vorbim cu persoana implicată în incident, cu cele două persoane. Dacă a fost bătut un elev, trebuie să avem ambele părți, ambele variante. Ceva de genul ăsta. Poftim? Aia de negativă, pozitivă și martă. Da. De regulă, după cum spui și tu, o știre trebuie verificată din minim 3 părți. Tocmai ceea ce spuneai. Dar sunt cazuri în care nu este nevoie de... Ba, este realizat și asta este și deontologic, ca să dai toate cele 3 părți. Nu poți să acuzi pe cineva într-un material fără să dai și părerea celuilalt care este acuzat. Citiți print sau pe net, online? Pe net. E mai ușor? Nu neapărat. E mai comod? Sau? Nu, spre ce? Stai la un suc, la o cafea. Altfel trece timpul mai cu care răzmăiești, mai aflu ce s-a mai întâmplat. Te referi la print? Da. La hârtie, da. Păi bunicii noștri, părinții noștri, tot așa, tot ziarul pe hârtie citesc, pentru că așa s-au obișnuit, stau picior peste picior la o cafea și mai citesc de o lână, mai fumează și o țigară, că asta e, acum mai ales și prin de care deci, citiți, cam ce rubrici vă plac vouă cel mai mult? Ce care au legătură cu judecătoria, ce s-a mai... Cine pe cine s-a mai dat în judecată. Arestări. Asta le citești sau îți da? Ți-ar da? Da. Voi ați avut vreodată curiozitatea, de exemplu, să citiți legi? Să citiți codul penal? Codul civil, procedură penală, procedură civilă, că sunt mai multe feluri de coduri. Să știți că voi sunteți deosebit de inteligenți. Dar trebuie să știți să vă exploatați. Vă lipsește un pic de atitudine. Deci dacă vă doriți cu adevărat ceva, trebuie să speculați, să aveți o atitudine vis-a-vis de lucrul acela. Și trebuie să aveți foarte mare încredere în voi, pentru că dacă nu aveți încredere în voi și vă opriți la jumătatea drumului, după ce ați făcut puțin, spuneți gata, nu merge, nu mai pot, mă las, nu ați făcut nimic. Deci trebuie să duceți totul până la capăt. Ce ai oprit ce ați vrea să apară în ziarul nostru? Despre adolescenți? Despre ce? Este bine așa? E bine așa? Voi scrieți vreo unul poezii, eseuri?
compuneri și altceva. Dacă scrieți, ne le puteți trimite nouă și noi le publicăm. Chiar avem paginile adolescenților sâmbătă, în 14-15, și acolo publicăm articole trimise de elevi ca voi. În forma pe care o trimiteți, așa apare în ziar. Mai noi să vă trimite, o să vă punem semnătura la sfârșitul textului și exact așa apar. Aveți adresele de mail, de site, nu mai trebuie să vă spun ceva. La postări anonime. Da, da. Nu e nevoie să vă trimiteți numele. Iar cei care au Facebook ne pot căuta pe Facebook cu monitorul de Francea și ne pot da like. Da? Da. Noi vă mulțumim pentru atenție și vă dorim o vacanță plăcută.